Bună ziua la un nou episod al podcastului meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Suntem în plină desfășurare a Festival Internațional George Enescu. Suntem cam la jumătatea acestui maraton muzical de înaltă ținută și am bucuria că astăzi l-avem invitat în plină ediție a Festival George Enescu pe dirijorul Cristian Badea. Domnule Badea, mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Cu plăcere. Cu multă plăcere. Ați, ați avut zilele trecute, una din, ați asigurat una din seriile de, de, de calitate ale festivalului într-un program extrem de interesant. Ați dirijat orchestra teatrului Capitol din Toulouse. Cum a fost experiența de a, de a dirija orchestra din, din Toulouse? A fost o experiență foarte pozitivă, în sensul că, în primul rând, muzicienii sunt foarte buni, foarte profesionali, Um, am lucrat foarte, foarte repede cu ei și trebuia, din cauza că repetițiile au fost foarte puține. Ei aveau, în această perioadă, uh, aveau și niște festivaluri unde trebuiau să cânte în afară de festivalul Nescu uh, și trebuiau să pregătească un al doilea program pe care l-au adus și la București. Deci, uh, pentru ei a fost o perioadă foarte intensă iar eu a trebuit să găsesc uh, moduri în care să pot lucra foarte eficient ca să să iasă foarte bine. Cum, cum este experiența noastră ca dirijor cu festivalul George Născu? Știu că la ediția anterioară ați dirijat orchestra radiodifuzinii in maghiare, în urmă cu patru orchestra Filarmonică din San Petersburg. De câte ori ați, ați dirijat în cadrul festivalului? Am început în 2011. În 2011 am făcut două concerte cu orchestra din Haga, Două concerte care au fost, nu știu cum să spun, a fost un pic o surpriză. De ce? Fiindcă programele erau foarte frumoase, erau programe grele. Am făcut, de exemplu, Sinfonia Fantastică într-un concert, Sinfonia 10 -a de Șostakovici în al doilea. Am făcut o piesă de, de Dan Dediu în premieră care era foarte grea. Deci a fost mult de lucru. Și din păcate Orchestra A tăiat două repetiții Nu știu din ce motive Că n -am, niciodată n-am aflat Dar în momentul ăla m-am simțit foarte strâns Cu timpul de repetiție Asta a fost în 2011 După aceea Cu cei din San Petersburg A fost mai ușor Cu toate cam tot așa Foarte puțină repetiție Din cauza că am făcut un program Unde era concertul de Shostakovich de vioară Pe care el știu din memorie, că au făcut premiera cu David Oistrach acum mulți ani. Uh, Sinfonia noua de Dvojac pe care fiecare orchestru știe foarte bine. Deci s-a lucrat tot așa, s-a lucrat destul de eficient și destul de rapid. Cu orchestra radio uh, uh, din Budapesta am avut repetiții. Acolo a fost ok. Am făcut uh, Vox Maris cu ei și am făcut uh, Bartok, Mandarin Miraculos, care e o piesă tot așa, destul de deci ați dirijat la mai multe ediții ale festivalului da. cu diferi diferite, diferite orchestre. De fiecare da. dată erau alte orchestre. Da. Da. E, aici aș vorbi un pic despre rolul unui dirijor și pentru marele public. Cred că este important că atunci când când avem un produs cultural, inclusiv cum e acest podcast, ne străduiesc să aduc la microfonul acestui podcast, mai personalități culturale pe care le are România. Să ne adresăm marelui public, dincolo de o, de o nișă, de o categorie de oameni care este, este inițiată. Uh, și v-aș întreba despre rolul uh, unui dirijor într-un ansamblu. Ce face ca un român, un, un dirijor care s-a născut în România și după aia a cunoscut Gloria în, în lume, să poată dirija cu egală competență orchestre din, din diferite țări? Nu știu dacă faptul că e dirijor român are relevanță, fiindcă toți dirijorii din orice țară trebuie să aibă capacitatea de a înțelege diferite stiluri de orchestră, de a lucra în diferite ritmuri și de a lucra în diferite feluri. De exemplu, sunt orchestre care sunt foarte, foarte bune și unde lucrurile merg aproape de la sine. Și în momentul ăla, dirijorul trebuie să fie inteligent și să nu deranjeze prea mult. În sensul că lasă orchestra să cânte, dacă ei cântă foarte, foarte bine. Și mai intervi cu anumite chestii. Alte situații în care orchestrele nu sunt chiar așa de pregătite și unde au nevoie să chiar să lucreze și câteodată au nevoie să fie îndemnate. Deci asta depinde de calitatea, de caracterul orchestrei și, bineînțeles, timpul este esențial. Există mai multe stiluri de a, de a dirija, asta țin de fiecare dintre, dintre dirijori. Ce, ce particularizează un mare dirijor? <laughs> multe lucruri. Multe lucruri și, de fapt, uh, sunt multe lucruri care sunt foarte, foarte diferite. Uh, de exemplu, vorbesc de dirijorii care, care mari dirijori care au fost, nu vorbesc de acum, ok? Uh, îi știm bine. Unii dirijori aveau o tehnică care nu era clară, dar erau o mare inspirație. Dau exemplu, Furtwängler, care nu avea o tehnică clară, dar uh, oamenii știau exact ce se întâmplă alții. Hai să mai dau un exemplu, uh, Klemperer, la uh, sfârșitul vieții, el avusese o paralizie și de-abia se mișca. În momentul când ajungea în față la Filarmonia Orchestra, unde era uh, dirijor principal, Chiar cu niște gesturi foarte limitate și fiind foarte, destul de handicapat, era și bătrân din cauza acestei uh, paralizii, uh, sunetul orchestrei se schimba. Intensitatea era extraordinară. Extraordinară. Uh, eu am fost, uh, am început cariera ca dirijor asociat, printre altele, că aveam și alte două joburi la Spoleto și în alt loc, am început ca dirijor asociat la orchestra din Washington, National Orchestra din Washington. În același timp, când Rostropovici a început să fie uh, dirijor plin, ca să zic așa, uh, director muzical al orchestrei, Rostropovici nu avea o tehnică de dirijor, deci nu era clar deloc. Și nici nu prea vorbea engleza. E, eh, În momentul când dirija Sinfonia V -a de Șostakovici, care există pe disc la 12 Gramofon, era o altă viață, era o altă lume. Orchestra îl înțelegea perfect. Um, făcea, de exemplu, Prokofiev, Alexander Nevsky, care, care îți deschidea ochii. Nu, nu mai, niciodată n-ai auzit așa ceva. Deci sunetul pe care el îl obținea și, și puterea e de evocativă și, și uh, leadership și tot ce avea el era foarte clar orchestrei și clar și publicului. Dar ca tehnică el nu avea această, această abilitate. După aceea, trecem la Bulez, care avea o tehnică absolut impecabilă. O ureche extraordinară, o tehnică impecabilă. Deci, sunt multe, multe diferențe la mari dirijori um, și unele sunt chiar ciudate. Fiindcă vrei să spui că tehnica este absolut necesară și, într-adevăr, așa este. Dar, uite că mulți care au realizat niște lucruri formidabile, nu aveau exact o tehnică perfectă. Există rivalități între mari Dirigori? dirijori? Ah, sigur că da. Care ar fi cea mai uh, pregnantă, cea mai, cea mai cunoscută? Nu știu că nu eram acolo, dar din, din ce, am, uh, din ce am auzit, uh, Von era cel care uh, nu era prea încântat să-l aibă pe Bernstein prin prejur. Uh, știu că la Met uh, James Levine a fost director muzical mulți, mulți ani, dar niciodată n-a venit uh, Giulini acolo și nici Muti. Uh, deci uh, lucrurile astea se cam știu, dar bineînțeles fiecare e teritorial la un moment dat. Uh, rămânând un pic în, uh, în perimetrul festivalului George Enescu, -a, care este prima amintire pe care o aveți ca tânăr, ca meloman, în, în participant în, la ATN-ul, în, în, asistând la concerte din cadrul festivalului Enescu? Am multe amintiri care mi-au rămas m absolut grav, în creier mi-au rămas. Eram foarte tânăr, eram copil, dar eram la școala de muzică, studiam, făceam vioară și așa mai departe. Mi-aduc aminte foarte, foarte bine, eram la sala palatului. Eram pe partea, cum te uiți la scenă, pe partea stângă, la balcon, deci vedeam orchestra foarte bine și dirijorul foarte bine, Filarmonica din Viena cu Foncare. Și au făcut Sinfonia 5 de Beethoven. Între partea 3 a 3 și partea 4 -a există un crescendo de la pianissimo până la fortissimo. A fost făcut cu o precizie și cu o gradație și cu o, nu știu, era și el, era și orchestra, a fost ceva ce n-am auzit în viața mea. Deci mi-a făcut așa o impresie, lucruri de astea mici îți rămân. Și alta, altă impresie grozavă pe care am avut-o și lecție, pe care am mai, mai spus-o de mai multe ori, este că m-am dus la repetiția generală a, a, lui Richter, care cânta Tchaikovsky concertul de pian numărul 1 cu filarmonica Enescu și, bine, noi la, la școala de muzică aveam faci, această, nu știu cum să spun, permisie, ca să zic așa, ca să mergem la repetiție generale. Nu mai mi-aduc aminte cum se făcea, dar mergeam. Bun. Și cântă el. Și la un moment dat există un pasaj de octave, care e greu, da, nu pentru el. Și zbârcește una. Și l-am văzut că s-a înnegurat așa un pic. Se termină repetiția pleacă toată lumea, se golește Ateneul, se face liniște absolută, dar eu tot mumblam pe acolo, eram copil, mi-a plăcut și la un moment dat aud un pian. Și mă duc după sunetul pianului și era la, la salonul oficial, sus, deci lângă, nu departe de scenă, și aud un pianist care cântă Ceikovski pasajul de octave. Deci era Richter. Am stat la ușă, cu urechea la ușă, o oră și 20 de minute. Atât a făcut, numai pasajul ăla. Am plecat, el a continuat. Și atunci am mai izbit. Dacă Richter, care a făcut o mică greșeluță, studiază atâta ca să o corecteze, el putea să spună multe lucruri. las că o să iasă, că mi-a ieșit, am făcut concertul ăsta nu știu câte ori și o să fie bine. Nu. Lasă că e București, nu e în Carnegie Hall. Și asta putea să zică. Nu. De ce? Fiindcă conștiința lui profesională nu lasă să treacă așa ceva, fără ca să fie absolut curățat și să fie perfect. Și atunci ideea a fost următoarea, lecția. Dacă Richter face asta, cine sunt eu să nu fac de 10 ori mai mult? Deci asta mi-a rămas de atunci. Richter a repetat o oră și 20, da? Era la o repetiție pentru că greșise un. Da, un... nu, dar nu era nimeni, numai el era. Era singur. singur numai el era singur. Deci, după repetiție. Asta, asta este secretul unui mare artist, desăvârșirii unui mare artist, repetiția, munca, așa cum am spune? Vreau să vă spun ceva. Am lucrat cu mulți, am lucrat cu Rostropovici, am lucrat cu Domingo, am lucrat cu, cu mulți. Toți muncesc, munceau pe rupte. Pe rupte munceau. Pe rupte. Mi-aduc aminte că m-am o odată la o repetiție generală, lucrasem cu Domingo de mai multe ori la MET, și m-am dus la o rebiție generală, la med, cred că era atrovatoare, nu mai știu ce era. Și m-am dus să-l felicit și să-i zic bunjur. Și am intrat și el era cu soția acolo, cu o partitură, și zicea, ce mai faci, și eu aștept un pic că trebuie să terminăm aici. Și m-am așezat și eu acolo să aștept. Da, în cameră. Și soția lui, vezi că aici ai făcut așa, vezi că aici n-ai luat respirația, vezi că aici a, aici nota asta e puțin cam joasă, nu știu ce. Deci ea singura care putea să-l ia la mărunțele. Și m-am gândit, Domingo e așa de, era așa popular la, la med, că putea să ducă pe scenă și să zică bună ziua și avea o vație în picioare. Nu, la pauză, la pauză să ocupa de toate, toate detaliile care puteau să fie mai bine. Nu că au fost greșite, dar pot să fie mai bine. Deci, Doar talentul nu e... Nu în e să niciun e. caz. Păi al nostru Enescu a zis. A zis 1% talent, 99% muncă. Enescu, ați, ați dirijat în, în cadrul programului pe care l-ați avut zilele trecute, a fost și poemul Simfonic Isis, mm -hmm. pe care l-ați -ați dirijat. 14 minute. Dar 14 da. minute care descriu absolut formidabile, care descriu un întreg univers al lui Ionescu, o, o lume întreagă. Uh... În general, v-ați apropiat de creația lui Enescu, ați dirijat, am fost în cadrul stagiunii la filarmonică și am văzut uh, Sinfonia IV-a. Sinfonia, da. Sinfonia, Sinfonia de tinerețe, ca de, care a făcut tinerețe. La 16 ani, 17 ani. Cum e relația dumneavoastră lui Cristian Badea cu muzica lui Enescu? Uh, este promovat suficient, așa cum merită, în, în România? Nu doar în timpul festivalului George Enescu. Uh, uh, aș putea zice că nu, dar, încetul cu încetul, cred că oamenii își dau seama că totuși trebuie cântat și în stagiune. Eu așa, așa consider. Pe mine m-au interesat sinfoniile acestea de tinerețe. De ce? Fiindcă ele demonstrează o măestrie și un talent absolut extraordinar. Și am comparat ce a scris Enescu la 14 ani cu alți doi uh, copii minune. Unul este Mozart și celălalt este Congold. Și Enescu era înaintea lor. La vârsta aia, Enescu era mult mai stăpân pe meserie și avea idei foarte, foarte clare. Acum, tot am auzit că e foarte popular să se spună acest lucru, că stai puțin dacă nu e Enescu, că este, um, cum să spun, prea multă inspirație din Brahms sau prea mult din alți compozitori. Normal. Fiindcă în momentul când un copil ca Enescu, la vârsta de 12 ani, îl întâlnește pe uriașul Brahms la Viena, e clar că va fi copleșit și este cea mai mare influență asupra lui. Deci asta este normal. Dar nu este Brahms. Este Enescu care se exprimă la 12-13 ani ca un adevărat geniu, printr-o măestrie de scris extraordinară și care are niște niște teme și niște dezvoltări acolo care, bun, sunt bramsiene într-un fel. Că așa era, așa, era, așa, erau influențele atunci. O să, o să dirijați, să vă ocupați de celelalte sinfonii de tinerețe ale lui Enescu? da, încerc. La filarmonică vreau să fac sinfonia întâia, pe care a făcut-o când avea 12 ani și care este extraordinară. Dar de ce n-au fost aduse așa în reflectoare așa cum ar merita? Sunt creația lui Enescu. Da, ar trebui ca orice notă pe care Enescu a scris-o să se cânte și se face. Și unele care n-au fost scrise de Enescu cap-coadă se cântă. Um, sunt niște piese care au fost descoperite, niște schițe și vin alți compozitori și le, le pun împreună. Uh, în cazul lui Isis, mi se pare o reușită. Isis e reușită de, din cauza că Pascal Bentoiu a înțeles multe, a înțeles și uh, culorile și limbajul eneștean, deci uh, Bentoi a făcut acum 24 de ani a făcut... Uh, Isis este inspirată de, de Maruca Cantacuzino? Uh, așa cum se... Ce să zice? Nu știu, nu știu. Eu am o mare problemă cu Maruca și cu chestiile astea mare, enormă. Să vă spun de ce. Am făcut acum cât s-a fost acum? Doi ani la festivalul că am făcut Vox Maris. Un alt poem da. al Ionescu. Care este un o, piesă ca și pe care el a continuat-o până aproape să moară. Deci, deci nu, ia, nu, nu știu că nu, că nu i-a plăcut cum, cum suna, dar avea ceva de spus. Întotdeauna avea mai mult de spus și nu s-a terminat de când când i s-a terminat și viața. Um, bun. Și încerc eu să studiez așa cum trebuie și uh, o să vă mai spun de ce, că am înțeles niște chestii lucrând cu alți compozitori. Uh, și la un moment dat mi-am dat seama de un lucru care m-a lovit în față. Stai un pic, asta nu-i vorba de un marinar aici. Nu-i vorba de mare, nu-i vorba de marinar. Aici e un poem autobiografic. Aici e vorba de viața lui. Aici e vorba din chinurile prin care a trecut el, din, 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 din chinurile suflete și tot. că. Oamenii l-au nedreptățit. Oamenii au fost au fost nedrepți, au fost răi cu Enescu, el era un om foarte, foarte bun, era un om extraordinar de blajin și de cum se cade și de generos și așa mai departe, și oamenii nu l-au tratat bine. Și una din persoanele care nu l a tratat bine a fost această Maruca Cantacuzino. El a iubit-o, dar ea mai de capul nostru. Și atunci am am băgat la cercetări. Și am început să citesc despre epoca aceea, și ce s-a întâmplat cu Enescu și am devenit foarte revoltat. Cum a fost tratat Enescu. Era un fel de sfânt, așa, un fel de, în primul rând, un geniu, și în al doilea rând, a fost tratat prost. Îi se zicea lăutarul de către aceste persoane zise nobile, mai mult sau mai puțin. Uh, nici nu vreau să intru, fiindcă mă supără chestia asta. Dar ce am, am înțeles, am înțeles că Vox Maris era autobiografic. Sigur că în posteritate Enescu are recunoașterea pe care o merită, are acest festival în care este un adevărat, dar, sau trebuie să fie un brand de țară. În orice caz este cel mai important eveniment cultural pe care îl are în România. Însă în timpul vieții, așa cum spuneți, a fost tratat destul de rău, chiar de nume mare din cultura română, așa cum s-a întâmplat și cu alte personalități, dacă ne gândim nu, la Brâncuș, lista e lungă. Lista este lungă. De ce, de ce avem de ce e sămânța asta răului atunci când, când vorbim de de nume mare? De de ce recunoștința este rară, e floare rară în spațiul românesc? Emisiunea dumneavoastră este o emisiune uh, foarte interesantă despre cultură și pozitivă. Uh, dacă mă întrebați de ce, va trebui să stăm de vorbă multe ore și în momentul ăla intrăm la niște analize care au de a face cu Anumită caracteristică a personalității românului. Hai să vă explic de unde vin. Eu sunt 100% român. Deci, chiar așa. Deci, familia vine din Maramureș, din alte locuri, deci. Deci, n-am nicio problemă să, să fiu um, patriot, pasionat, să fiu, să fiu într-adevăr, să înțeleg ce se întâmplă aici. Dar. În același timp, văd anumite caracteristici care nu sunt bune, care sunt negative. Și aceste caracteristici pe care le văd eu, teoria mea, că, clar că nu sunt specialist, cred că vin, și nu, nu e o scuză, cred că vin din faptul că România, România, principatele care au fost toate, toate nu știu cum să le zic, teritoriile astea care eventual au devenit România, au fost mici și au fost uh, întotdeauna sub amenințare. Amenințare de moarte. Deci veneau unii, veneau el, alți și așa mai departe. Ca să supraviețuiască, ca să supraviețuiască, cei care locuiau, au trebuit să găsească modalități de a de a fen rezista. Da, să unii curat. au luptat, unii au luptat, unii au murit eroic, alții au trădat. Dar, în general, pentru populație, pentru omul de rând, cum se zice, cum zice proverbul, capul plecat, sabia nu-l taie. Și atunci au trebuit să se aranjeze. Și din asta au venit anumite comportamente. Noi recuperăm în posteritate de multe ori niște nume importante, dar în timpul vieții nu-i nu tratăm deloc. Da, cum, și cum cred Maric. că este o invidie, este, este, sunt multe, multe lucruri aici, fiindcă am avut și avem oameni extraordinari de care putem să ne mândrim. Și Enescu e unul, Brâncuș și celălalt, care, într-adevăr, nu au fost uh, recunoscuți și au fost puțin uh, dati la o parte uh, în timpul vieților. Și e mare, mare păcat. Și lista e lungă. Caragiale, și, dacă îl dăm. Care... Lista e foarte lungă. Noi avem niște oameni extraordinari. Eu vă dau un exemplu foarte simplu. Uh, când eram copil, 10 ani aveam, uh, puneam urechea la radio și ascultam teatrul la microfon. Teatrul la microfon pentru mine a fost foarte important. De ce? fiindcă ascultam inflexiunile vocilor actorilor. Deci asta a fost pentru mine pregătirea pentru o operă. Ascultam inflexiunile, cum zic anumite cuvinte, cum zic anumite fraze. Deci am devenit foarte, foarte repede, foarte devreme. Am devenit foarte conștient de inflexiunile pe fiecare silabă, de tonul pe care îl folosești, de culoarea pe care îl folosești, nefiind actor, fiind muzician. Era George Vraca. Erau Atâți care erau extraordinari, pe care i-aș ascultam pentru muzica vocilor și cum, cum prezentau. După aceea am început să cunosc actori francezi, actori englezi, ai noștri, până nimic mai prejos. Chiar mai bine. Chiar mai bine. Deci, ce vreau să spun? În mod normal, noi ne duceam la teatru și ascultam, vedeam acolo, la nivel mondial, pe cei mai buni din lume. La operă, tot așa. La operă, ce voci am avut? Herlea, Zeani, Elena Cernei, etc., etc. Mulți. Erau voci de nivel mondial. S-a dus Herlea și a cântat la Met Don Carlo cu Franco Corelli și aproape că l-a pus deoparte. Păi. Tot Enescu, atunci când era la Viena, că ați, spus, ați invinție, invocat prezența lui la Viena, într-o scrisoare, ați povestit cândva, într-o scrisoare către mama sa, îi spune dacă ar fi cazul să spună că este din România, dar zice, nu aș vrea să mă laud. Da. Deci a fi român era, era, da. era, o, era o laud. A venit din România, părea că este o laud. Și chiar nu, era. Nu, 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 el era convins. Și aici intervine o altă chestie. Oamenii ăștia aveau, nu știu cum să spun, aveau un compas, aveau o busolă, aveau ceva care era înăuntru deja, chiar când erau foarte tineri ca Enescu, o conștiință de, 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 valoarea și de, de unde veneau. O mândrie. Și asta este foarte, foarte important. Că e nevoie de asta cât mai mult. Ați avut vreodată complexul că sunteți români 100%, așa cum v-ați descris da. atunci când ați dirijat la Metropolitan sau la Sydney sau la Copenhagen? Nici, nici măcar un pic. Nici măcar un pic. Ceea ce mie, mie caz este că uh, mulți pe afară, vorbesc de România uh, la modul anecdotic, în sensul că da, sunt unii care vin din România și fură în metrou din Paris. Sau uh, nu mai zic, știți poveștile Uh, mi-e necaz, fiindcă asta nu caracterizează neapărat uh, cine sunt românii. Ce înseamnă să fii patriot? Ce înseamnă patriotismul în 2023 în viziunea lui Cristian Vale? N-am -am viziune. Eu, eu simt și fac ceea ce trebuie să fac. Deci, uh, vă spun sincer, când am venit, uh, m-am întors în 2006-2008. 2006 am făcut un concert. Dar de fapt m-am întors în 2008, uh, după 32 de ani toată lumea mă întreba ai venit să stai, unde ți-e drapelul, bine, metaforic, și așa mai departe. Și am zis foarte simplu, am zis, look, am, am întors, fiindcă la un moment dat simți că trebuie să te întorci, să dai înapoi. Atât. Eu am avut noroc foarte mare. Aici poate nu se găsea carne și poate nu se găsea, nu se găsea alimente cum trebuie, dar muzica, școala de muzică, și seriozitatea, și profesionalismul profesorii, colegii mei, erau de top, de top Cât dator ați profesor? Ați vorbit de școala foarte de muzică mult, și de la conservator? Mult, foarte mult, foarte mult erau foarte serioși uh, erau foarte bine pregătiți uh, mulți dintre colegii mei care au plecat cu cele le-a dat școala de muzică și conservatorul de aici, au plecat și au făcut o carieră excepțională acolo Acum nu se mai poate, fiindcă nivelul a, a căzut. Acum, dacă se duc afară, trebuie să uh, o ia de capăt, să-și facă licența, să-și facă masteratul, masterclass și așa mai departe. Dar înainte, cu ce, cu ce mi-a dat România, eu am fost competitiv peste tot. Adică, școala românească da. era una competitivă. Absolut, absolut. Talentele erau deosebite, deosebite. Colegii mei erau unu și unu. Uh, profesorii erau grozavi. Și mai era încă o chestie Eu nu cred că am auzit vreo laudă vreodată <laughs> Niciodată nu era de Poate în som, cum se spune Că pe copilul favorit trebuie să auzi în somn. <laughs> nu știu, așa, poate s-a întâmplat, dar nu mi-aduc aminte să vină un profesor să spune bravo sau a fost bine. Niciodată. Uite care și mai Trebuie să mai faci așa, așa, așa și hai, du-te și studiază. Care sunt profesorii care v-au marcat, care v-au influențat? Au fost destui. Am avut, am avut, pot să spun numai de unul, așa, care a fost foarte interesant. Am avut mare noroc. Aveam 10 ani, eram la școala de muzică prin clasa 4 -a și am început muzică de cameră. Și profesorul meu era Mircea Bursan, care vorbea, era eleva lui Enescu și uh, era foarte, foarte cunoscut. Deci uh, am început bine. Cu acest bagaj ați, ați, plecat din, din țară și apoi ați avut șansa și ați, ați lucrat cu, cu nume mari. L-ați pomenit pe Herbert von Karajan mai devreme. Dar o vreme ați fost în preajma, nu ce ați lucrat cu, cu Leonard Bernstein. Da. Și a, am văzut chiar ieri la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, un festival important de film, a fost premiera unui, unui film dedicat lui Leonard Bernstein, maestro se cheamă, mm -hmm. În regea lui Bradley Cooper, că a avut un, un foarte mare succes. Cum a fost relația pe care ați avut-o cu, cu Leonard Bernstein? Cum, cum era să lucrez cu el? Uh, cu Bernstein era, era foarte pozitiv și foarte stimulant. De ce? Uh, sunt dirijori, profesori, nu le spun, nu spun numele cine sunt, că unii sunt aproape de casă, uh, care se uită la tine și spun eu sunt un mare maestru, le știu pe toate, tu ești mic și prost. Hai, îți spun eu cum, cum, cum se face. Și încearcă, încearcă să, să, spună tot și trebuie să mă imiți. În acel moment, gata, nu mai te dezvolți niciodată, fiindcă devii o copie palidă a maestrului. Nu? Normal. Cu Benstein era altfel. El folosea metoda socratică. El niciodată nu spunea, eu sunt Benstein, îți spun eu cum merge. Nu. Vorbea de anumite pasaje, de anumite partituri și așa, și te punea pe o anumită cale fără să-ți dai seama și după aia spunea ce părere ai. Și te duceai acasă, nu dormeai și îți găseai părerea. Și dacă nu era chiar perfectă, cel puțin era a ta. În alte cuvinte, erai convins și făceai ceva cu tot sufletul, în loc să încerci să imiți pe altcineva. Asta e foarte, foarte important, fiindcă îți dădea încredere. Îți dădea încredere. Și pentru mine, cum să spun, nu mai contează nicio, nicio critică în cele mai faimoase ziare după ce am primit de la Bernstein un lucru. Am făcut o piesă a lui care era foarte grea, de fapt. Erau niște cântece cu orchestră, am avut niște cântăreți faimoși care toți tremurau în pantofi, fiindcă nu era ușoare și uh, a trebuit să-i pun pe toți împreună, n-am avut repetiție, deci a fost greu, piesa fiind grea. Și s-a făcut la un concert în cinstea lui, unde el a fost în sală. Și după repetiție și după concert, a venit la mine și mi-a spus, mulțumesc mult de tot, asta am vrut, asta aveam în minte, asta, aveam, asta voiam să aud. Când îți spune compozitorul că asta voia să audă, deci ai intuit-o și ai realizat-o, păi e cea mai mare confirmare pe care poți să o, să o primești. Deci, care e lecția vitală, esențială pe care v-a predat-o Bernstein? El era cel mai grozav în a analiza modul în care compozitorul, procesul de compoziție și modul în care compozitorul se gândește ca să realizeze anumite lucruri. Asta e foarte important de ce? Odată ce înțelegi baza, după aceea poți să-l aplici la alți compozitori care nu mai sunt în viață să să discute cu tine. Deci e o, e o lecție extraordinară, fiindcă te ajută pe toată viața. Berstein este bine cunoscut pentru lecțiile celebre, care, slavă Domnului, au fost televizate, multe mm -hmm, dintre da. ele, pe care le predea tinerilor. Dialogurile lui cu tinerii, încercând să-i aducă spre muzică, spre da, marea da, muzică. Au fost faimoase, deci erau faimoase da. și deci era un, un, pe, și, un pedagog extraordinar. Da, și populare. Și populare, și au populare. Fost. oameni care nu știau nimic de muzică au început să meargă la concerte din cauza acestor concerte. Deci, da. re relația cu tinerii, cu publicul în general, cu și cu noile generații. Da. Cum facem să se predea sau să, să se atragă să, acest interes spre muzica clasică? Cum uh, creăm, nu un un Bernstein, cred că ar, ar, fi, ar fi nevoie de mai mulți astăzi ca să-i atragem pe tineri? Uite, da, sunt, mai multe, sunt mai multe moduri de a face acest lucru. În primul rând, educația la noi trebuie, educația muzicală trebuie regândită, fiindcă Um, lucrurile trebuie să fie nu știu, nu, nu există um, uh, nu există secrete ne uităm la, să ne uităm la școlile importante și la școlile care au succes și să facem ca ei fiindcă lucrurile se fac peste tot intră copiii într-o școală franceză, germană, engleză, americană și primesc o educație excepțională nu, educația nu-ți dă talent dacă n-ai talent, n-ai talent dar dacă ai talent și primești această educație, atunci sky's the limit în momentul ăla. Deci, în primul rând, educația. În al doilea rând, popularizarea. Și lucrurile astea se mai fac. Poate nu destul sau nu se fac la... Poate nu se fac la modul în care să, să, să aibă un impact extraordinar, dar se fac. De exemplu, la, la Filarmonică se face seria clasică fantastic care e o serie excepțională și copiii sunt foarte fericiți. Eu am fost la, la primul meu concert, m-am dus acolo să, să văd despre ce este vorba, um, am fost foarte plăcut surprins de un lucru. Atmosfera în sală era o atmosferă de mare fericire. Era un fel de party, un fel de petrecere, copilașii. Erau fericiți. Deci, nu știu cum să spun, aproape că nu mai conta dacă suna bine sau nu ei erau fericiți. Momentul, am, am fost fericit când m-am dus la Ateneu, când aveam șapte ani. Și părinții, tinerilor părinți, tot așa erau foarte fericiți, pentru că copiii erau fericiți, normal. Deci, deci era o chestie foarte, foarte pozitivă și aia se continuă. Ați avut o întâlnire și la facultatea de literă, cu studenți de la facultatea de literă. Cu cum, da. cum a fost dialogul? Când vi s-au părut? Dialogul a fost foarte interesant, în sensul că le-am povestit ce fac eu, anumite chestii din spatele scenei, ca să zic așa, că ei nu știu. Dar ceea ce m-a surprins foarte plăcut a fost că după aceea a fost o sesiune de întrebări. Iar la întrebări au venit cu niște întrebări extraordinare, foarte pertinente, foarte inteligente, uh, chiar originale unele. Deci, uh, tinerii sunt... Uh, sunt sclipitori. S-au împlinit 25 de ani de la moartea Camorii de Benștea, unui om uh, care a făcut foarte mult pentru popularizarea marii muzici în România, Iosif Sava. Avea o emisiune sărata muzicală TV da. ce celebră și el... Uh cita pe Tudor Vianu, spunea mie, mi-e frică de un tânăr care nu știe eroica. Așa să fie? E, nu știu, acum <laughs> nu știu dacă să-i fie frică în orice caz, e păcat. Acum sunt multe, multe chestii care, care se întâmplă, mai ales toată invazia asta tehnologiei asupra personalității oamenilor, asupra creierului, asupra modul în care ei percep cultura. Totul se face pe mobil, totul se face în uh, fragmente de 20 de secunde. Dacă trece de un minut, e prea lung. Uh, nu sunt pesimist. Nu sunt pesimist. Cred că nu mai trebuie să ne facem treaba și să-i să aducem și să le prezentăm ceva care este de calitate. Mai vreau să mai zic un lucru, că cred că e important. Uh, S-a vorbit foarte mult și se continuă să vorbească, nu numai la noi, peste tot, de popularizarea muzicii. În alte cuvinte, cum putem noi să simplificăm muzica clasică ca să priceapă oamenii care nu știu nimic de ea? Asta este o greșeală. Oamenii care nu știu nimic de muzica clasică pricep cele mai ezoterice lucrări la cel mai înalt nivel. Asta vă garantează Vă dau garantată. De ce? Fiindcă am văzut-o eu pe pielea mea. Două exemple. Am făcut la un moment dat Electra. Electra de Strauss nu e exact la Bohem sau Traviata ca operă. Okay? Și am făcut asta uh, în Statele Unite. Și o prietenă de-a mea care era în bord acolo, o doamnă care era foarte uh, implicată în dezvoltarea proiectelor. A invitat doi tineri. Doi tineri profesioniști, 20-30 de ani. I-a invitat. Și am zis, măi, dar de ce ai făcut asta? Asta a fost o greșeală. Trebuiau să vină la boem, trebuiau să vină la. Zice, nu? Au fost așa de prinși, așa de impresionați și așa de, 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 de duși de această, de această Electra, care este o nebunie. Electra e, e una din cele mai grele de ascultat, încât imediat și-au făcut abonament. Și a doua, al doilea exemplu este ce s-a întâmplat când am făcut proiectul Parsifal la, la ATN. Am uh, invitat uh, copii de la liceele teoretice, deci vorbim 16-17 ani pe acolo. Și au venit, a durat două ore, fără pauză. Nu s-au mișcat. Mi-au zis oamenii care erau lângă ei că s-au uitat. Am fost interesat să, să aflu cum a fost nu s-au mișcat, absolut absolut hipnotizați și după aceea profesorilor le-au cerut să, să într-un mic eseu să povestească cum au simțit, ce a însemnat pentru ei, etc., etc. și am primit unele din eseurile astea și era foarte interesant, copiii ăștia fiind foarte inteligenți încercau să găsească cuvinte și fraze și să pună ce au simțit, cu ce era acolo și era o încercare un pic neîndemânatică, dar e o încercare foarte onestă și erau, erau cum să spun, pasionați de, de, de spectacol. Erau pasionați, era clar să vedea în modul în care scriau. Parsifal e unul din cele mai ezoterice subiecte și Wagner nu ușor. Deci, uite. A fost un mare succes în 2016. Cum vi se pare publicul de la, de la festival? <coughs> nu vă întreb de publicul de la Filarmonie. Publicul de la Festivalul George Enescu, evoluția diferitelor ediții pe care l-ați avut. E un public mai, mai critic, mai competent, mai bun în 2023 față de 2011 când l-ați întâlnit prima oară. Nu știu, mi e cam greu să spun, fiindcă festivalul are atâtea evenimente uh, și publicul nu putem să zicem publicul în general. De ce? Fiindcă unii se pasionează mai mult pentru marile orchestre, alții pentru soliști, alții vin la baroc, alții pentru operă, deci sunt diferite categorii. Cred că oamenii, în mare, mare, mare parte, vin din cauza că își dau seama că pot să audă muzică la cel mai înalt nivel, cu artiști de cel mai înalt nivel, ceea ce este absolut o mare noroc ca să fii într-o țară. Nu, nu ești în Statele Unite, nu ești la Londra, deci București e mai bine decât Londra. Londra nu, nu mai are așa ceva. Proms nu e un festival, e un, un șirac de concerte. Dar festivalul UNESCO este unul din cele mai importante din lume. Și oamenii își dau seama de asta. Păi, acum câțiva ani am avut pe aceeași scenă pe Barenboim în care dirija și pe Radul Lupu care cânta la pian. Unde se mai vede asta? Nu. 2013 Da, 2013 a fost Deci este un festival unde oamenii își dau seama că Dacă vin la cât mai multe concerte Vor, a, vor auzi ce, mai, ce, ce este mai bun în lumea asta Mai sunt și snobi care vin și nu știu Vin numai așa că festivalul e important Dar nu cred că sunt mulți Cum vedeți viitorul festivalului? Viitorul festivalului? Eu am niște păreri mai, mai diferite, în sensul că aș vrea foarte mult, și o să spun asta nu ca o noutate, dar aș vrea foarte mult ca să, să ne oprim să mai vorbim, să ne oprim să mai vorbim despre o sală de concert și să o facem. Că tot vorbim, că tot venim cu propuneri, că una ca alta, hai lasă-mă în pace. În 1958. Hai să o facem, că nu e sfârșitul Pământului. Tore Vieja, ok? Tore Vieja are 70.000 de locuitori, dacă i are. Un oraș pe coasta, nu știu, Costa Blanca, nu mai știu, le încurc, în Spania, și are o sală de concert, că am, am murit să avem o sală de concert așa. Și dacă vă duceți în multe orașe, Mursia, Mursia, în Spania, are o sală de concert excepțională. Ce libidache era nebunii de sală Și mai aproape, pe la vecinii noștri, sunt săli de concerte mai multe. În Polonia, mulțumesc, au făcut o sală de concert superbă. Budapesta are o sală, Mupa, sala Bela Bartok, o sală superbă, cu o acustică superbă. Și așa mai departe. Deci, gata, gata cu, cu scrisorile, cu vorbele, cu nu știu ce, să se facă. Cât de mult afectează la sala Palatului, vorbind despre concertele de la sala Palatului, calitatea sunatului, o sală care a fost gândită pentru congrese și nu Dar pentru concert? În primul rând, toată lumea e conștientă de chestia asta și atunci toți, toți știu ei, muzicieni și așa mai departe, încearcă să se adapteze și încearcă să, să facă tot ce pot mai bine ca să, să iasă cum e într-o sală normală. În ultimele ediții s-a îmbunătățit mult sunetul, acusticieni au venit, au făcut o treabă bună, deci sună ok. Sună ok acum. Nu sună ca o sală de concert, dar nu era cum era odată. Mi-aduc aminte, în 2011, când am făcut concertele mele, bubuiau uh, uh, amplificatoarele, ziceai că a venit furtuna și uh, trăzne, tune. Era penibil. Într-o discuție pe care am avut-o în urmă cu 2 ani, erați foarte optimist că după pandemie lumea se va întoarce spre concerte, la armonică, la, la operă, o să fie explozie de relații sociale și de o întoarcere spre fenomenul cultural. Da. Astăzi, când vorbim, sunteți la fel de, de optimist? În primul rând că s-au întors. Deci am avut dreptate. La filarmonică e plin, majoritatea concertelor sunt sold-out la operă, tot așa, destul de plin. Acum publicul s-a schimbat. Publicul s-a schimbat, fiindcă există totuși o generație mai în vârstă, care era foarte fidelă și care avea abonamente și care mai cu vârsta, mai cu COVID, mai cu eu știu, un pic de grijă că să nu fie în mijlocul unei săl unde mai tușește cineva, nu prea mai vin ei la concerte. Dar vin alții mai tineri. Și atunci s-a schimbat un pic și gustul, dar asta este evoluția. În orice caz, publicul este interesat. Noi nu avem apatie aici. Ceea ce este grozav. Foarte bine. Comparativ cu alte țări, cum vi se pare că sunt? E greu de spus, fiindcă, în primul rând, că nu mai călătoresc, fiindcă de când cu covid ul a devenit absolut ridicol din multe puncte de vedere și aici chiar că nu vreau să intru la temă dar nu, suntem ok suntem ok acest fenomen de întoarcere la săl de concert, la operă, la spectacol există și în alte locuri acum sunt anumite variații de exemplu Metropolitan Opera nu merge bine maximul lor a fost 64% din sală până acum un an nu știu acum, anul ăsta cum este, dar era maxim la 64% și de multe ori jumătate de sală. Ceea ce nu e bine. Ați dirijat la Metropolitan de peste 100 de ori, ați fost în foarte multe sări din, din lume. Unde este sala unde v-ați simțit cel mai bine, așa ca într-un templu atunci când dirijați? Sala, sala ideală pentru Cristian Bade. Au fost vreo câteva în primul rând a Metropolitan. De ce? Are 4.000 de locuri dar nu simți că are 4.000 de locuri. E făcut într-așa un fel încât pare mai mică, pare mai comodă, totul este cum ar trebui să fie, în sensul pentru mine, de exemplu, la operă. Toate unghiurile, toate... tot ce trebuie să văd, tot ce trebuie să aud, e așa cum trebuie. Deci, mă simt foarte liniștit. Acum, bineînțeles, se adaugă și orchestra, care e nemaipomenită, și se adaugă și corul, care e tot așa. Deci, imediat ai o încredere extraordinară în cei cu care lucrezi, fiindcă știu meseria la maxim. Um, asta a fost una. Colon, Teatro Colon în Buenos Aires. E faimos pentru acustică, tot așa. 4000 de locuri. Nu arată de, de stadion. Un public extraordinar, un public care, care vine cu pasiune, de-aia Argentina așa, pentru, pentru operă și uh, e, e mare plăcere și sună foarte, foarte bine. Uh, după aceea sunt seri de concert, ca de exemplu, uh, Suntory Hall, în uh, Tokyo, care, tot așa, e, te simți foarte bine, comod, sună excepțional, acustică, formidabilă. Uh, concert Gebau, Concertul Ghebau e ciudățel. Prima dată când am făcut un concert acolo, am făcut Mandarinul Miraculos. Și Mandarinul Miraculos e în primul rând complicat și în al doilea rând lucrurile se schimbă micrometric. Deci trebuie, trebuie totul să fie perfect. Și la repetiție suna ca o sală de baie. Fiindcă Concertul Ghebau are vreo două secunde și ceva de eco și nu mai știam ce să mai fac și muzicienii mi-au spus n-avea grijă, merge înainte noi cântăm, tu dirigezi, n-avea grijă când vine publicul, va fi perfect și într-adevăr, când vine publicul se taie din acest, din acest ecou și rămâne exact ceea ce trebuie dar la început, e un șoc Dacă ați recomanda celor tineri, trei compozitori de operă da. și, și trei de creații sinfonice care ar fi aceia? E greu, că știu, oamenii, oamenilor le plac alte, alte lucruri decât ce-mi place mie. Um, pot să vă spun ce îmi place mie. Trei. Uh, Câte trei? Trei, trei preferați. Uh, la operă, uh, în ordine, Parsifal. Deci Wagner. Deci, da, Wagner, dar mai ales Parsifal. Uh, Otello, de Verdi. Și uh, Shostakovich, Lady Macbeth. Din districtul Îmțensc, care este o operă absolut genială. Și pe care de multe ori am discutat la festival cu mine, Constantinescu să o facem și n-a mers, fiindcă e. nu știu cum să spun. E grea e grea și e complicată și nu se poate face în regim de festival. Nu poți să o faci în două zile. Deci, aia trebuie lucrată. Aia foarte mult aș vrea, aș vrea să -o, o aduc publicului românesc, fiindcă este ceva genial, absolut genial. A scris-o când avea 26 de ani. Asta sunt cele trei opțiuni. Asta sunt cele trei opțiuni, da. La sinfonic e mai, e mai complicat, sunt mai multe. Tot, Tot... așa, diferite. Totuși, care ar fi, să zicem, primele trei? Depinde, trec prin perioade. Unele perioade îmi place Elgar, alte perioade îmi place, eu știu, Strauss. Strauss îmi place. Ce are, ce are muzica, nu mai al și nu are nicio altă artă, de ce, de ce ar trebui să să îmbrățișăm muzica? Muzica are ceva, bine, și alte arte au, de exemplu, pictura poate să aibă așa ceva. Muzica, la opera avem cuvinte, la opera avem scena, avem, avem tot. Acum vorbim de muzică pură, deci o orchestră care cântă o piesă sau o sinfonie. Uh, muzica trece de tot. Muzica se duce direct la suflet. Deci are imediat efect și nu contează cât de educat ești, nu contează din ce cultură vii, uh, muzica merge direct la suflet. Deci, uh, acum vorbim de piese care au fost scrise mai mult de, de 100 de ani. La bohem, de exemplu. La bohem de pucini. Dacă faci la bohem, eu știu, în Indonezia, sau în America de Sud, sau în Nordul Rusiei, sau în Sudul Australiei și este făcută bine, reacția este aceeași. La sfârșit, toată lumea plânge pentru Mimi. Asta e. Deci, deci într-un fel, eu la un moment dat am zis că compozitorii sunt un fel de păpușari fiindcă au, ă, știu cum să, știi ca păpușarii cu, cu, cu sforile, <laughs> mișcă păpușile, ei sunt păpușarii ai sufletului. Trag, trag, aceste sfori și toată lumea, toată lumea merge cu asta. La ce ține Cristian Badea cel mai mult? Care e valoarea, valoarea la care ține cel mai mult? Sunt mai multe. Uh. Ca muzician, ca muzician este... Uh, Ok, am mare, mare respect și admirație pentru talent. Cu cât talentul este mai mare, cu atât am mai multă admirație, fiindcă e rar. Dar e foarte, foarte important că nu toți pot să aibă acest tip de talent ca să fii, să muncești, să fii profesionist, să fii cinstit. Și asta este câteodată mult mai important, fiindcă s-au văzut talente care s-au dat peste cap și care n-au realizat nimic din cauza că n-au avut această disciplină și această, acest profesionalism și alții care n-au avut așa mare talent, dar care au realizat lucruri foarte frumoase din cauza că au muncit. Deci asta e foarte important. Și lipsa de ipocrizie. Când dirijați, vă gândiți la public, la cronicare muzicali sau la drumul dumneavoastră, la scopul dumneavoastră? Nu, nu mă, nu mă gândesc la public, nu mă gândesc la acronie. Nu. nu. Singurul lucru care fac când, când dirigez este. Uh, e greu, fiindcă acum. Acum e un, cum să spun, e un proces, un proces foarte complicat și în același timp foarte simplu. Uh, aproape că nu mă gândesc, în sensul că știu unde merge piesa, știu unde merge opera sau sinfonia și așa mai departe. Mă ocup de lucrurile tehnice care au nevoie de ajutor sau de, de eu știu, îndemnare sau ce fi, dar, în același timp, trebuie să, um, să am clară um, ideea fluxului muzicii. Asta e cel mai important. În sensul în, următor, um, publicul, oamenii, în general, când au de-a face cu muzică scrisă foarte, foarte bine, sau cu artă în general, cu drag, cred că cu drag, se reîntorc la niște lucruri de bază. La niște lucruri de bază, care sunt adevărate, care sunt simple și care se duc la Suflet. Două lucruri care se duc la Suflet este ce ai auzit, ce ai învățat când erai foarte, foarte mic. În brațe la mama Și aceste două lucruri sunt Vocea mamei care îți cânta Și vocea care îți spunea o poveste O poveste Toți au nevoie de poveste Cum vedeți în multe filme Avem filme unde se întâmplă Tot felul de Urmăriri de astea Cu mașini, puști Chestii, explozii Da, bun dar filmul care spune o poveste adevărat, făcut bine, cinstit, ăla, ăla, filmul ăla prinde. Reacția publicului e sincer, sincer în acel moment. Deci, asta e una. Și vocea umană este cea care, care, care a auzit-o copilul ăla prima. Și asta i-a rămas. Și atunci, de ce răspundem noi la cântăreți? Cum răspundem? De multe ori ne răspundem la cântăreți într-un mod destul de cum să spun, emoțional și câteodată chiar isteric. De ce? Fiindcă vocea umană ne apasă niște butoane emoționale pe care n-avem cum să le evităm. E un subiect, e o, e o temă care n-am evitat-o, dar n-am adus-o în discuția noastră astăzi și pe care ați vrea să o să, să abordăm? Nu știu ce să zic. Am discutat multe. Încerc să mă gândesc. Uh, rămân foarte optimist, în sensul că uh, noi, cel puțin muzicienii, avem un mare, mare avantaj. Mare uh, avantaj. Suntem întotdeauna în contact cu geniul uman. Deci suntem super norocoși, fiindcă în momentul când te simți prost, te așezi la pian sau cânți ceva sau ascult ceva, te uiți la o partitură, eu nici n-am nevoie să aud. N-am nevoie să aud, eu scot o partitură și o aud în capul meu. Și m-a făcut fericit. Și asta, în timpul COVID-ului, a fost foarte important. Foarte important, că era tăcere mondială. Deci, mă întorceam la prieteni. Și mai e încă ceva. Compozitorii, muzica, compozitorii ăștia mari, niciodată nu trădează. Ei sunt prieteni pe viață. Ei sunt susținători pe viață. Sunt, sunt așa un fel de, de, de niște giganți de ăștia buni bonomi care totdeauna te ajută și îți dau. Este, este, o senzație absolut extraordinară. Mă, mă apuc de o partitură de Wagner și uh, gata, știu ce o să se întâmple, o să fie bine. Mulțumesc mult pentru această oră de muzică și în final aș vrea să vă rog să adresați un gând Deopotrivă celor care merg la, la Festivalul Internațional Georgenescu și urmăresc podcastul meu, Avangarda cu Ionus Vulpescu. Păi ar fi destul de simplu. Dacă mergeți, mergi, continuați să mergeți, continuați să mergeți la cât mai multe concerte și mai, să mai aflați câteva lucruri despre uh, lucrările pe care le auziți, fiindcă unele sunt mai ezoterice, cum a fost acum Turan Galila, Sinfonia lui Messiaen, pe care a, a, a dirijat-o Sir Simon Rato, cu ele sau care este o piesă absolut fabuloasă și care lumea e un pic incertă de ce să creadă, dar este grozavă. Um, dacă nu mergeți la concerte, neapărat să vă duceți um, și la cât mai multe. Deci, um, faptul că sunteți acolo, că ascultați, că aveți sufletul deschis, că vorbiți cu oamenii, e foarte pozitiv. Și vă face bine. Mulțumesc și vă așteptăm în toamnă la concertele din Stadiunea Filarmonice George. Mulțumesc!